Doamnelor, domnilor, bună seara, sunt Cristina Vlasa. Vă invit la o ediție specială a emisiunii Impact cu un invitat special. Vorbim astăzi despre rolul televiziunii în viața noastră a tuturor cu un membru al Consiliului Național al Audiovizualului, dramaturg, poet și jurnalist cu peste 22 de ani de experiență în domeniu, un profesionist în televiziune, aș spune, atât de cunoscut încât mă întreb ce caut eu aici astăzi. Bună seara, domnule Radu Herjeu, vă mulțumesc, bine ați venit la Bistrița. Bună seara, bine v-am găsit. Spuneți-mi, vă rog frumos, ce vă aduce în orașul nostru? Păi, interesul pentru ce se întâmplă pe plan local în ceea ce privește televiziunea sau radioul, pentru că există o oarecare lipsă de informație la nivel central în ceea ce privește activitatea reală a posturilor locale și regionale, care pentru mine este foarte importantă. Și atunci am spus eu pe, mă rog, managerii sau pe editorii posturilor din țară îi văd eventual odată la câțiva ani când vin să-și prelungească licența sau să-și mai schimbe o grilă. Nu pot afla foarte multe acolo pe holurile CNA-ului într-o pauză și am spus, mă duc acolo, vreau să văd, sigur, eu lucrând foarte mulți ani știu cam ce înseamnă o televiziune și un radio, dar e o deosebire foarte mare între cum se desfășoară activitatea într-un post local sau chiar și regional și cum se desfășoară într-un post central unde am lucrat eu. Am zis, mă duc acolo la fața locului să vorbesc cu oamenii, să-i văd cum lucrează, ce echipamente au, ce decoruri, ce, cum se înțeleg cu patronatul, cum se înțelege patronatul cu autoritățile locale, cum, ce probleme au, în afară de cea cu banii, că e clar că aceea e problema principală și nu numai pe plan local. Și iată, am ajuns acum, din fericire, propunându-mi să merg la Cluj. Am spus, haide să mă uit și în jur, puțin pe hartă, să vedem unde aș mai putea ajunge în această călătorie a mea și astfel, iată, am fost la Turda, Târgu Mureș, Reghin, acum azi la dumneavoastră, mâine o să fiu la Dej, la Zalău și după aceea Clujul, unde o să-mi închei călătoria aceasta. Mi-am propus să o reiau încă, cel puțin încă o dată până la sfârșitul mandatului, ca să văd ce s-a schimbat între timp. Vreau să țin contactul, pentru că ce se întâmplă? De multe ori la București, la CNA, când se ia o decizie, se modifică o lege, un cod, gândul e doar la posturile centrale. Cam cum afectează posturile centrale ce vrem noi să facem și de multe ori uităm că sunt în țară 300 de posturi de televiziune locale și regionale. Sunt mult mai multe posturi de radio locale și regionale. Și de multe ori s-a întâmplat. Vezi cazul legii pe care n-a dat-o CNA-ul, legea privind obligativitatea de a avea interpret mimico-gestual pentru toată lumea. Și s-a dovedit obiectiv că sunt multe televiziuni locale care fie nu au de unde să iau un interpret, că nu există în localitatea respectivă, fie nu au bani să angajeze așa ceva, fie pur și simplu n-au nici măcar o persoană care suferă de hipoacuzie, deci niciun surd nu e în oraș, atunci pentru cine să faci interpret? Deci asta a fost una dintre decizii care s-a luat în Parlament atunci pe ideea lasă că televiziunile mari își pot permite și că în București există. Păi, da, dar tu i-ai obligat pe toți. Vreau ca data viitoare, când în Consiliu se va discuta o speță asemănătoare, să pot eu să fiu purtător de cuvânt al posturilor locale și să vorbesc în numele lor care nu sunt acolo cu noi tot timpul și să spun eu, stați fraților, stați un pic, hai să vă spun eu cum se desfășoară lucrurile acolo, ce se poate și ce nu se poate face. Hai să nu tratăm lucrurile așa abstract, pentru că oamenii aceia riscă, dacă printr-o decizie de-a noastră care nu e foarte bine cântărită, riscă să-și piardă locul de muncă. La un moment dat, patronul să pună lacătul și să spună: la revedere, dragii mei, a fost frumos cât a fost. S-a încheiat un prim tur sau încă? Oh, păi nu e, eu am fost... Am început anul trecut, nu, sunt încă departe de... pentru că am încercat să merg fie în zilele în care nu erau ședințe la CNA, fie acum când e perioada de concedii și nu prea sunt ședințe. Iată și acum, de exemplu, sunt 7 zile în care merg în 7 orașe, văd 23 de posturi de radio și de televiziune. Nu e foarte ușor, adică nu e... Dar îmi place foarte mult pentru că aflu foarte multe lucruri, cunosc foarte mulți oameni pe care altfel n-aș avea ocazia să-i întâlnesc și pe undeva regăsesc spiritul care exista în televiziune când m-am angajat eu și care a dispărut între timp. Deci în televiziunile centrale nu mai există nici entuziasm,
nici spiritul acela, haideți să facem ceva bine dacă tot avem acela, am avut șansa să ajungem într-o televiziune, hai să folosim acest lucru într-un mod benefic pentru cei din jurul nostru. Nu, nu mai există. Dar l-am redescoperit însă pe plan local. Nu numai aici, cam peste tot pe unde am fost, am redescoperit o bucurie de a lucra, un entuziasm la oameni care, între noi fie vorba și știți mai bine decât mine, sunt plătiți mult, mult, mult mai puțin decât un om care poate face lucruri mai puțin calitativ, mai slab calitativ și mai puține, dar sunt la un post central. Unde a fost declicul? Vorbiți despre o perioadă, să zicem, romantică a televiziunii care nu se mai regăsește. Eu cred că între 2000 și 2003. Cred că acolo s-a produs schimbarea, dar ea n-a fost foarte vizibilă la început. Eu am perceput-o, dar nu, sigur, nu-mi imaginam că se ajunge aici. Sincer. Deci dacă cineva mi-ar fi spus acum, în 2000, Radu, știi, în 16 ani tu ai să vezi la televizor niște emisiuni de tip tabloid în care o să fie invitați unii, care o să-și bată amantele sau o să fie... Eu aș fi spus, nu e adevărat, deci nu se poate, este imposibil, pentru că în acel moment era chiar și patronatul, dacă eu m-aș fi dus, să spunem că aș fi luat o razna și m-aș fi dus la patron și aș spus, uite, eu vreau să fac o emisiune în care să invit, încă o dată, invit un manelist care să-și ia la bătaie amanta, care a rămas însărcinată cu fiul celeilalte amante. Deci m-ar fi dat pe ușa afară. Deci să-i nebunii, cum să dăm așa ceva la oameni? E, acum iată că și patronatul și-a schimbat viziunea, realizatorii sunt alții sau sunt aceiași de atunci, dar s-au adaptat. Schimbarea a fost, adică am constatat că între 2000 și 2003 televiziunile mari au început să renunțe la emisiunile culturale educative. Să ne aducem aminte că cei care au o anumită vârstă, acum 20 de ani Pro TV-ul făcea emisiuni cu Octavian Paller. Deci acolo era viziunea asupra ceea ce înseamnă televiziunea. Sigur că o emisiune de genul acela nu aducea bani nici atunci. Dar sigur existau alte emisiuni care făceau suficient profit să poți acoperi cheltuielile aceleia. Încet, încet televiziunile au început chiar din 2000 să renunțe la astfel de emisiuni și să elimine cam tot ce însemna neaducător de profit. Numai că eu nu mi-am imaginat că se va merge până la capăt, în sensul în care nu va mai exista nimic în grila unei televiziuni comerciale care să nu aducă profit și să nu fie gândit ca un aducător de audiență și de profit. Și iată că așa se întâmplă astăzi. Mai sunt foarte rare cazuri, foarte rare, de emisiuni de reportaj care sunt foarte bine făcute și din punct de vedere calitativ la un nivel superior și care au mai supraviețuit pe aici, pe acolo. În rest, n-ai să vezi emisiuni culturale, emisiuni educative, nu vezi emisiuni pentru copii. Deci, încă o dată, se simțea din anul 2000. După 2003 s-a accelerat, iar în ultimii ani deja întrecerea este un fel de întrecere în aia socialistă. Cine are cea mai mare audiență și cine coboară nivelul cât mai jos pentru asta. A cântărit asta în decizia noastră de a părăsi televiziunea? Da, da. Numai asta a cântărit, pentru că mi-am dat seama la un moment dat că nu mai provoacă nicio plăcere să lucrez în televiziune, de nicio culoare. Eu am fost foarte pasionat când am intrat în televiziune. Sigur, eu am avut și norocul să fiu la început. Am avut norocul să am un patron care mi-a dat libertatea de a face ce emisiuni doream eu. Era o plăcere să mă duc la muncă, pentru că în fiecare zi eu mă duceam, de-abia așteptam să ajung acolo, că mai fac o emisiune, mai am un invitat, pot să mai invit pe cine vreau eu, uite, mi-a plăcut nu știu ce scriitor, pot să-l invit. Tu te astăzi la un redactor și spune, vreau să-l invit pe un scriitor, să stăm de vorbă despre cărți. S-a uitat, iar ce ai nebunit. Și în 2014 am spus, bine, am fost și pus în situația în care ori intram într-un fel de malaxor în care aș fi fost nevoit să discut cu personaje cu care nu doream să discut, că nu aveam ce să discut cu ele, sau să renunț. Și am spus renunț pentru că nu mai e locul meu, nicăieri și nu numai în postul în care lucram, nici în celelalte posturi centrale n-ar fi fost un loc în care eu să pot să mai fac emisiunile pe care mi le-aș fi dorit. Pentru că nu mai există. Singurul post în care s-ar putea face astfel de emisiuni este TVR-ul, care, după cum știm, însă nu mai face nimic, deci n-are niciun sens să faci o emisiune la care nu se uită nimeni. Sincer. Și, din păcate, la TVR e un fenomen tragic. Există emisiuni de foarte bună calitate și jurnaliști foarte buni care nu au audiență, pentru că percepția oamenilor în general despre TV este că acolo nu se întâmplă nimic bun. Și atunci, indiferent cât s-ar chinui să facă ceva bun, în acest moment, ca să schimbe această percepție, ar trebui să treacă câțiva ani. Ori
E foarte greu să recuperezi. Ei au pierdut. Și atunci am spus, nu, e clar că nu mai e. Și atunci să mă duc la un serviciu doar ca să-mi iau un salariu, care singur e un salariu mai mult decât decent, ținând cont de nivelul salariilor din România. Nu munceam, nu mă dădeam pe spate de muncă, nu trebuia să mă trezesc dimineața la ora 5, nu trebuia să car pietre de moare. Adică, să ne înțelegem, puteam să stau așa încă mulți ani, în fond ce? Câți oameni nu se duc la serviciu doar ca să-și ia leafa, nu pentru că sunt încântați de ce? Nu, și mi-am dat seama, la un moment dat am simțit că frustrarea mea, lipsa asta de satisfacție personală în ceea ce fac, la un moment dat va ajunge să mă acrească atât de tare încât mai bine renunț acum. Și am plecat cu gândul să nu mai am de-a face cu mass media. Am spus, nu mai îmi trebuie, gata, la revedere, mă duc în relații cu publicul, în parurile și mă duc, fac o firmă de creat imagine pentru politicieni, pentru... Dar iată a venit această propunere de a merge la CNA și, sincer să fiu, m-a bucurat și am avut intuiția că mi se va potrivi. Și, într-adevăr, până acum, cred că mi se potrivește mult pentru felul meu de a fi, pentru viziunea pe care am avut-o întotdeauna asupra mass media, asupra televiziunii. Și plus, acum am și cât de cât la îndemână unelte cu care să pot să încerc să schimb câte ceva pe aici, pe acolo. Sigur, nu foarte mult, că sunt un om. Este 11 acolo, iar CNA-ul nu are libertatea de a face ce-l taie cap. El răspunde în fața legii. Și totuși, de la dorința dumneavoastră de a fi profesor până la chimie și trecând la jurnalism, cum a fost experiența în televiziune? Mi-am dorit foarte, foarte mult să fiu profesor și, după cum știți foarte bine, am ajuns să fiu și profesor, chiar dacă n-am mai fost de chimie și fizică. Și mi-a părut foarte rău, a fost unul dintre regretele mele mari în viață, că nu am putut să continui să fiu profesor la jurnalism, pentru că pe mine m-a bucurat foarte tare anii aceia și interacțiunea cu tinerii studenți. Și pe noi. Pentru că chiar aveam senzația că sunt util. Am acumulat atât din experiență, am văzut atâtea lucruri, am înțeles atâtea lucruri, am descoperit atâtea lucruri pe care nu mi le-a spus nimeni. N-a avut cine. Când am intrat eu în 93 în televiziune, singurii profesioniști de televiziune erau din TVR, care nu prea plecau pe atunci de acolo. N-avea cine. Eu am învățat cum m-am calificat la locul de muncă. Cei foarte tineri nu știu sintagma. Așa era pe vremea comunismului, în care te calificai la locul de muncă. N-aveai nicio specializare, dar acolo învățai și... Așa am fost eu jurnalist și am spus, de ce să nu dau mai departe? Și faptul că aveam feedback, faptul că puteam discuta despre lucruri despre care nu puteam vorbi la serviciu, că nu aveam cu cine și pe colegii mei nu interesau, hai să dezbatem televiziunea. Și televiziunea este, o facem, ce să mai și dezbatem despre ea? Nu, adică, televiziunea nu e un lucru așa de simplu, nu e o întreprindere ca oricare de prelucrarea lemnului. Influența ei asupra societății este cu mult mai mare decât ne imaginăm noi. Și mi-a plăcut foarte mult. Mi-aș fi dorit, sincer, mi-aș fi dorit să continui să predau. Și acum, din când am posibilitatea, din păcate, dintr-un anumit punct de vedere, am venit în timpul verii aici. Pentru că, de obicei, când ajung în anumite orașe, în timpul anului școlar, mă duc și mă întâlnesc cu studenții de la jurnalism. Am fost la Iași, am fost la Craiova, m-am întâlnit cu ei și am stat puțin de vorbă să mai simt pulsul. Ce-și imaginează ei că se întâmplă? Sigur că mulți dintre ei sunt, așa cum erați și voi atunci, idealiști, foarte mulți, naivi și... necunoscători în ceea ce privește realitatea din mass media, dar le-am explicat, cum v-am spus și vouă atunci. Dacă îți dorești și îți place foarte mult, vei reuși. Dar nu e pentru oricine. Adică trebuie să fii făcut dintr-un anumit material ca să reziști, pentru că nu e un mediu de lucru plin de trandafirași și fluturași. E un loc de muncă dur și încă pe vremea aceea, în 2000, nu-mi imaginam că o să fie o criză cum a fost cea din 2009-2010, în care a dat peste cap toată economia, care și așa e vai de capul ei la noi, a dat-o peste cap astfel încât foarte multe posturi au fost nevoite și continuă și astăzi să se închidă posturi locale și regionale, pentru că pur și simplu nu găsesc finanțare. Vine o întrebare firească, devii jurnalist sau ești? Nu, cred că devii jurnalist, dar anumite calități le ai sau nu le ai, nu se dezvoltă. Dar de exemplu, curiozitatea. Nu poți să fii jurnalist fără să ai curiozitate. Nu există. O să te cheme cineva jurnalist, că acum la noi cam oricine lucrează în mass media e jurnalist,
Mie, de exemplu, mie nu mi-a plăcut niciodată să mă numesc eu a fi jurnalist, eu am preferat să fiu om de televiziune sau om de radio, nu jurnalist, din multe motive. Deci, curiozitatea, nu te naști cu ea, nu ești genul care vrei să afli mai mult în momentul în care agăți un capăt de ață, să tragi, să vezi ce e la capătul celălalt, nu vei fi niciodată bun ca jurnalist. Vei fi un roboțel care se va duce și eventual vei fi pe scările și îl vei întreba pe ăla, vă pare rău că v-ați omorât nevasta. Asta e una dintre calități. Apoi trebuie să-ți placă să ai o capacitate de analiză dezvoltată. Trebuie să fii în stare să pui lucrurile cap la cap și să tragi o concluzie. Nu toată lumea are această capacitate. Ține de nivelul de inteligență, ține foarte multe lucruri. Apoi sunt și alte lucruri care se învață, într-adevăr, pentru a fi un bun jurnalist. Răbdarea se poate învăța. Modul de a pune o întrebare se poate învăța. Cum să obții un anumit răspuns. Nu în sensul în care să obții răspunsul pe care vrei tu, dar să obții răspunsul la întrebarea ta și la care cel din fața ta nu vrea să-ți răspundă. Și atunci trebuie să știi cum, pe ce cale să mergi ca să obții totul. Deci sunt lucruri care se învață, într-adevăr. Poate și anumite skill-uri sociale, cum să le spun, talentul de a te face plăcut, de a-l deschide pe cel din fața ta. Asta se învață. Poți să ai talent natural. Sunt oameni în fața cărora oricine se deschide, nu știu, există o simpatie de asta instantanee în care eu nu sunt genul ăla. În fața mea oamenii nu se deschid instantaneu, ba dimpotrivă, de cele mai multe ori prima impresie nu este foarte plăcută. Dacă ajung să mă cunoască, devine. Dar sunt alte persoane, în schimb, la prima vedere îți place, nu știi de ce, și te deschide și ei povesti și n-ai nicio problemă. Când ești jurnalist, lucrezi foarte mult cu oamenii. Ai foarte mare nevoie ca cel din fața ta să aibă încredere în tine, să se deschidă, să vorbească cu tine, să nu încerce să te învârtă și să-ți vândă el poezia lui, ci să-ți spună ce te interesează pe tine. Deci se învață lucrurile astea. Celelalte însă te naști sau nu te naști cu ele. De aceea, ca în absolut orice altceva, sunt jurnaliști foarte buni care combină, deci au și calitățile native, au și știut să evolueze, și ceilalți care sunt mediocri și care fac și ei ceva pe acolo. Pentru că ați fost lector la universitate și pentru că aveți și experiența asta în jurnalism, dați-mi voie să vă întreb dacă facultățile de profil produc absolvenți sau produc jurnaliști? Produc absolvenți. Așa de simplu? Da, și am crezut asta atunci, cred asta acum și nu voi schimba niciodată această părere. De ce? Și știm foarte bine că printre profesorii pe care i-ați avut voi, nu erau foarte mulți cei care și lucraseră vreodată în viața lor 5 minute într-o televiziune sau într-un post de radio. Dar, în schimb, știau la teorie cum e cu teoria de minune. Din proprie experiență pot să spun că teoria e teorie, n-are nicio legătură cu realitatea. Dacă te duci într-o redacție cu teoria din facultate și te ții de ea, s-ar putea să mor de foame să te dea afară, pentru că realitatea e cu totul alta. Deci, eu și-am constatat, văzându-vă pe voi și, mă rog, cele patru generații pe care le-am avut, foarte puțini dintre voi erau făcuți să fie jurnaliști. Foarte mulți veniseră acolo pentru că era cool, era interesant să tocmai apăreau din ce în ce mai mult televiziuni private, visul ăsta de a fi vedetă, de a te recunoaște lumea pe stradă, de a-ți face relații, de a câștiga bani buni, era foarte important. Ca dovadă, ieși acum. Ce v-am spus înainte, foarte puțin din studenții din acele patru generații au ajuns să și lucreze în... din păcate, cunosc câțiva studenți care erau foarte buni, foarte buni, deci cel puțin din punctul meu de vedere ar fi făcut față cu brio oriunde, și care după 6 luni n-au reușit mai departe și s-au angajat în diverse alte zone de activitate. Deci, din punctul meu de vedere, facultățile de jurnalism la noi ar trebui să se regândească, să se bazeze foarte mult pe practică, să aducă mulți profesioniști din domeniile respective care să predea la modul real ce se întâmplă acolo, nu la modul livresc și din teorii luate, traduse de pe nu știu unde, că noi și aici avem o mare problemă, noi neavând studii făcute în domeniul jurnalismului. De obicei ne bazăm foarte mult pe ce s-a scris în țări în care televiziunea arată cu totul altfel, tradiția e cu totul alta, societatea e cu totul alta. Cum ar trebui să arate o televiziune pentru a vă întoarce dumneavoastră în televiziune? Cred că ar trebui să arate așa cum arătau acum. Nu, cred că ar trebui să își ia rolul în serios
și să decidă, ok, fac emisiuni pentru marele public. Că trebuie să trăiești. Adică eu sunt conștient că dacă ai dat toată ziua muzică simfonică și emisiuni despre cărți, n-ai putea supraviețui în nicio țară din lume, nu numai în România. Adică să nu ne imaginăm că noi suntem chiar mult mai răi decât alții. Problema la noi e că noi avem extreme, că am foarte multe lucruri. Noi românii lucrăm cu extreme și dintr-una într-alta. Așa și în televiziune. Deci în Occident, televiziunile mari comerciale au programele cu format mare, costisitor, care aduc o grămadă de bani, pentru că au o audiență foarte mare, și din profitul obținut de acolo se finanțează acele programe culturale educative care nu aduc bani. Sigur, nici nu consumă foarte mult, să ne înțelegem, dar nu aduc bani. Și atunci banii, o parte din profit se duce acolo ca să le susții. De ce? Pentru că ei au înțeles un lucru pe care patronii români nu l-au înțeles. E importantă masa mare de telespectatori, cea care cumpără detergent și, da, e importantă să o aduci în fața televizorului ca să poți să-i vinzi detergentul, că până la urmă despre asta e vorba, hai să ne înțelegem, adică noi ar trebui să scăpăm de iluziile astea că televiziunile fac programul de dragul telespectatorului. Nu, televiziunile fac programul de dragul agențiilor de publicitate, iar audiența îi ajută să obțină bani de la agențiile de publicitate care obțin bani de la clienți ca să-și vândă detergentul. Deci nu din alte motive, nu din motive idealiste, că vor binele poporului. Să ne înțelegem. Goana după audiență, așa cum este înțeleasă ea în România, n-are nicio legătură cu publicul, cu telespectatorul. Are legătură strict cu business-ul. Bun, ar trebui și atunci finanțează astfel de emisiuni pentru elite. Pentru oamenii care astăzi închid din ce în ce mai des televizorul. Elitele acelea în Occident s-a înțeles lucrul ăsta, că un profesor are mult mai mare influență asupra comunității din vecinătatea sa decât televiziunea. Și că dacă omul acela este câștigat de partea unei idei, el o va transmite mai departe cu costuri zero, practic, pentru televiziune, pentru cine are televiziunea. Deci, ei au înțeles că, în primul rând, trebuie câștigați liderii de opinie, dacă vreți să-i numim așa, factorii de influență dintr-o comunitate. Luăm, de exemplu, un oraș mai mic, da? Acolo care sunt factorii? Profesorii, medicii, chiar și forțele de ordine, oamenii din poliție, dacă sunt respectați. Dacă te adresezi lor și încerci să-i aduci acolo, în fața televizorului, și câștigi de partea ta, ei vor transmite mesajul tău mai departe, fără să mai faci tu nimic. Și se va ajunge la același, poate, da, la un număr mai mare de oameni la care ajungi tu cu mesajul tău, decât direct, făcând un program de slabă calitate. Și atunci ei le combină. Și în America îmi spuneau la fel. În anii 80 a existat aceeași obsesie a audienței cum e la noi acum. Astfel încât televiziunile s-au dat peste cap să inventeze cele mai năstrușnice lucruri ca să umfle numărul de telespectatori. Până când și-au dat seama că da, telespectatorii aceia nu se duc la vot. Și în general nu poți obține nimic de la ei pentru că sunt impermeabili la argumente, la logică, și dacă la un moment dat îi pui să gândească, ei pierdut, pentru că ei sunt obișnuiți doar să privească, să distreze sau să plângă la o telenovelă. Și ei, sigur că acolo și acolo există interese, ca peste tot. Și eu și-a spus, bun, și dacă eu vreau să obțin de la oamenii aceștia altceva, cum o fac? Că oamenii ăștia nu interesează decât hăhăiala. Sau, încă o dată, să bocim că Esmeralda, nu știu ce a făcut, a descoperit că Trevizio este fratele ei, când de fapt... Și-au schimbat. Și-au spus, bun, continuăm cu astfel de programe, dar hai să introducem și programe pentru oamenii de un alt nivel. Plus că dau un anumit ștaif unei televiziuni. Că în momentul în care un om de cultură, un profesor, vorbește, uite, ieri am văzut la postul X, m-am uitat la acel program. Altfel e privită o televiziune. În momentul în care două femei în piață spun ce manelist au mai văzut ele aseară că se bătea cu nu știu cine, nu e niciun câștig de imagine. Adică să ne înțelegem, da, sigur, vorbesc despre asta, dar din punct de vedere al imaginii televiziunii nu există niciun. De altfel se întâmplă un fenomen extrem de interesant. Respectul pentru televiziuni este foarte scăzut chiar dacă oamenii se uită la producțiile respective. Dar dacă îi întrebi, nu sunt mulțumiți și nu respectă televiziunea. Nu o consideră, dacă vreți, un element important în viața lor. Ceea ce e îngrijorător. E îngrijorător, adică ar trebui să fie îngrijorător pentru televiziuni și din punctul meu de vedere la CNA este îngrijorător pentru că noi nu putem face nimic pentru a schimba lucrurile, noi de la CNA, oricâte amenzi am da,
oricâte sancțiuni, nu. Dacă nu e un, nu este o reacție a publicului de respingere a unui astfel de programe. Și atunci cine educă? Televiziunea, publicul sau invers? Școala. Școala. Din păcate, societatea arată astăzi așa cum arată, din toate punctele de vedere, din cauza școlii. Din cauza faptului că nu se mai face școală în România, nivelul a ajuns foarte jos, cerințele sunt, deja eu uitându-mă la subiectele care s-au dat la BAC anul ăsta, deci în câțiva ani o să li se pună întrebarea. Ștefan cel Mare a fost voievodul Moldovei. Cum îl chema pe Ștefan? Al cui voievod a fost Ștefan cel Mare? Deci este, s-a dat, serios, oamenii care nu știu, s-a dat la istorie, la BAC, un astfel de subiect în care se spune așa, regele Ștefan al Ungariei a vorbit cu cneazul înnobilat, nu știu cum îl chema, în zona asta. Și întrebare, cum îl chema pe cneazul nobilat despre care se vorbește în textul de mai sus? Doamne, a 18 ani? Asta e o întrebare pentru un copil de 5 ani și cred că poate să-ți dea răspunsul. Cum să-i dai bacul unui tânăr de 18 ani că reușește să găsească un cuvânt într-un text mai sus? Deci, este inadmisibil. Acești tineri, pe de o parte, ajung în televiziune și pe de altă parte ajung în fața televizorului. Combinația este catastrofală. Și intrăm într-un cerc vicios în care nu poate să iasă, nu se poate ieși. Pentru că și presupunând că mâine televiziunea ar găsi undeva niște jurnaliști, niște profesioniști, undeva, nu știu de unde i-ar putea găsi, dar mai sunt, hai să zicem că i-ar găsi și ar zice de mâine nu mai voi faceți emisiuni, n-are public pentru așa ceva. Și dacă mâine publicul, să spunem, printr-un miracol s-ar schimba și ar spune noi vrem de mâine emisiuni culturale, educative, cine ți le face? Că asta nu le poate face oricine. Da? Nu sunt foarte ușor de făcut. Sigur, exista TVR cultural. Eu vă spun sincer, eu nu rezistam niciodată mai mult de 5 minute să mă uit la o emisiune de acolo și eu sunt un om, mă rog, mai am citit în viața mea, mie îmi plac emisiunile, am făcut emisiuni. Eu mă plictiseam un fiorător. Și acolo erau, de fapt, niște șuiete în care doi oameni care nu aveau nicio treabă cu televiziunea stăteau de vorbă, nu interesa pe nimeni, nu pasionau pe nimeni, chiar dacă poate ei spuneau ceva interesant în felul lor. Deci emisiunile astea culturale educative trebuie făcute într-un anumit mod pentru a atrage mai ales tinerii. Cine să ți le facă? Cine să învețe pe jurnaliști să facă astfel de emisiuni? Lucrurile astea nu se învață în facultate. Și totuși, Radu Herjeu se uită la televizor doar din obligație sau și din plăcere? Deci, haideți să vă mărturisesc că acum Radu Herjeu nu prea se uită la televizor decât în ședințele CNA, când e obligat să se uite la emisiuni. Ce face Radu Herjeu? Când stă acasă, alege un canal de știri, merge fără sunet canalul de știri și eu lucrez pe calculator și am tot timpul Facebook-ul deschis. Și de obicei se știe că pe Facebook imediat ai văzut ce s-a întâmplat acolo și eu când văd, imediat comut, dau sonor ca să văd ce s-a întâmplat. În rest, nu îmi ajunge ceea ce văd în ședințele CNA și ceea ce eu nu-mi imaginam că exista televiziunile românești, chiar și când eu lucram într-una, eu neuitându-mă la astfel de emisiuni, n-aveam măsura involuției produse în ultimii ani. Nu aveam, acum o am din CNA, în CNA, din păcate, pentru că am fost nevoit să mă uit la materiale din emisiuni, incredibile, absolut incredibile și aici am vorbit până acum doar despre tabloidizare și despre, mai e și problema aceea a politicii și a dependenței de politică, de care din păcate suferă și televiziunile locale și regionale, nu doar cele centrale. De tabloidizare nu prea suferă, dar de partea politică din păcate suferă multe și am unele lucruri sunt făcute atât de pe față încât mi-e rușine mie să mă uit, nu știu cum ar trebui să-i fie jurnalistului, între ghilimele, care face așa ceva. Aveți totuși o emisiune preferată sau o emisiune la care vă uitați cu plăcere, un post de televiziune? Nu o să spun un post, mă uit la emisiunile cu reportaje despre ce se întâmplă în țară, mă uit la știri de obicei, mă uit la emisiunile de concursurile de talente, recunosc, mă uit. Care vin cu rețeta. Vin cu rețeta, dar îmi plac pentru că și la noi sunt foarte, de altfel, în ultimii 4 ani mă și duc în public acolo, pentru că vreau să simt live, pentru că e cu totul altceva, adică, stimați spectatori, să știți că senzația e cu totul alta decât în fața televizorului. Pe mine, prima dată, eu am fost fascinat de cum i-am văzut la muncă acolo, am văzut echipa care produce așa ceva. Este incredibil. Oamenii de acasă foarte greu își pot imagina cam ce înseamnă să produci live un show de 3 ore și ceva. Este incredibil cât de bine
unsă este o astfel de echipă. Pentru mine și din punct de vedere profesional a fost, pentru că primele dăți când am fost eram încă în televiziune și mi s-a părut fascinant cât de bine se lucrează anumite echipe. Deci mă uit la astfel de emisiuni, mă uit la câteva seriale, dar în rest nu prea mă uit, nu mă uit la dezbateri, decât foarte, foarte rar, când este poate vreun invitat care chiar vreau să aflu ce spune, dar de foarte multe ori mă enervează modul în care moderatorul reușește să nu obțină de la invitat ceva interesant, ci doar ce-l preocupă pe el. Și atunci comut pentru că... Dar, în general, la dezbateri nu mă uit, mai ales că dezbaterile în România se fac cu niște oameni care n-au nicio treabă cu subiectul. Și care dimineața vorbesc la un post despre căderea unui avion, la prânz vorbesc la alt post despre agricultură și seara vorbesc la alt post despre fonduri europene. În aceeași situație sunt și jurnaliștii care uneori nu sunt specialiști pe domeniile respective și sunt puși în astfel de situații. E o mare problemă. Eu le spuneam elevilor de liceu de mult, când veneau să mă întrebe dacă să dea la jurnalism. Și eu le spuneam, nu dați la jurnalism. Dintr-un motiv foarte simplu. La jurnalism nu înveți decât eventual jurnalism. Nu înveți nimic legat de societate, de... Gândește-te că nu faci față. Nu te descurci, nu-ți găsești un loc de muncă. Ce faci cu diploma aia de jurnalism? Nimic. Că nu-ți folosește la nimic. Pe când, fă-te economist, de exemplu, sau fă-te avocat, sau fă-te profesor de limba română. Poți oricând să fii jurnalist. Ba mai mult, vei avea un avantaj. Pentru că, de exemplu, cel puțin pe vremea mea, redacțiile preferau să angajeze în secțiunea economică, de exemplu, un economist care reușea să și vorbească în fața camerei, decât să ia un jurnalist bun sau dezinvolt, dar care habar n-avea de economie. Pentru că știa, la fel, prefera să ia un jurist, un absolvent de drept, în momentul în care vorbea despre parlament și despre legi, măcar știa, se putea uita într-o lege, înțelegea niște termeni, decât un jurnalist care se uită la legea respectivă ca mâța în calendar și spune niște prostii pe post de te întreb Dumnezeu unde te-au găsit. Din păcate, în ultima vreme, genul acesta de profesioniști sunt greu de găsit, pentru că dacă sunt foarte buni, se duc în domeniul respectiv, iar televiziunile preferă ceea ce foarte, foarte urât Cristoiu a numit fătuci. Da, preferă pentru că îi plătește mult mai puțin. Sunt un fel de negrișori pe plantație pe care îi poți trimite oricând, oriunde, la orice și le poți cere să facă orice, că ei vor face. Și atunci îi preferă. Și când nu mai sunt buni, îi dau la o parte, îl găsesc oricând alții. Ceea ce se vede. Se vede pe ecran. Revenind la activitatea noastră de la CNA, că de fapt ăsta e subiectul pentru care n-ați vizitat astăzi, țin cont televiziunile de Consiliul Național al Audiovizualului? Când primesc amendă trebuie să țină cont. Nu întotdeauna, chiar și când primesc amendă, dar atunci când se întâmplă să primească mai multe amenzi și măricele, încep să țină cont, pentru că îi costă ustură la buzunar. Simplu, nu pentru că ar fi convinși de ce le spunem noi acolo, că noi avem acest prost obicei, ne mai facem și puțină morală. Adică încercăm să le explicăm, nu le dăm o amendă ca un polițist de la care te oprește și zice hai te cu păroșul, amendă, hai pa. Nu, eu cel puțin încerc tot timpul să le explic de ce voi propune o amendă, de ce consider că au încălcat legea și de ce nu e în regulă ceea ce fac. Nu simplu fac că încalcă legea. Ce urmări are acest lucru? De ce, de exemplu, vă dau un simplu exemplu care pe mine mă ucide, de ce nu este normal să ai în studio doi oameni sau trei oameni să discuți despre un altul care nu este în studio și să nu-l suni pe respectivul și să-i spui, domne, uite, s-au afirmat lucrurile astea despre dumneata, ce părere ai? Nu se face aproape nicăieri acest lucru. Ceea ce mie mi se pare foarte grav, pentru că au ajuns să se spună lucruri într-un studio, a furat, a omorât, a făcut, a dres, e un ticălos, e cu mafioții, cu infractorii. Omul astăzi se uită siderat acasă, după care eventual dă un drept la replică, se va citi ca un drept la revedere. Deci e un lucru de exemplu, pe care eu nu-l înțeleg ca jurnalist, care am văzut, eu niciodată n-aș fi permis, eu nu mi-aș fi permis să discut despre un om care nu e în studio sau pe care nu l-aș fi sunat să intervină prin telefon imediat să spună ce opinie are. Indiferent dacă eu aveam dovezi, de exemplu, că el a furat. Nu e până nu e condamnat definitiv de o instanță că a furat. Evident. Omul trebuie să aibă dreptul să-și pledeze nevinovăție, indiferent ce documente am eu în față. Ori eu le explic și încerc să le spun lucrurile astea. Unii mă ascultă cu o ureche, alții cu o jumătate de ureche, alții se fac că mă ascultă și se duc și fac la fel. Asta e, eu îmi fac treaba pentru care am fost trimis acolo și pentru care cetățenii îmi plătesc salariu și ei își fac treaba pentru care sunt plătiți de către patroni.
ajungem undeva, încă o dată, atunci când primesc amenzi usturătoare, încep să se gândească dacă nu e bine să schimbe puțin. Uimitor însă, găsesc întotdeauna, dacă renunță la o formă, la o formă de a încălca legea, descoperă imediat alta. Adică, și o luăm de la zero. Există întotdeauna unanimitate în deciziile pe care le luați? Nu, foarte rar. Nu, iar unanimitate eu nu mi-aduc aminte să fi fost. Cu toți 11 vorbesc. Nu. De multe ori e greu și să obții 6 voturi. Ceea ce, sigur, pe undeva e firesc. Pentru că suntem 11 oameni veniți din zone diferite, cu background-uri diferite, cu vârste diferite, cu experiență de viață diferite, cu viziuni diferite, cu valori diferite. Ceea ce e normal, încă o dată. Toți suntem diferiți dintr-un anumit punct de vedere, iar acolo, fiind toți egali, deci nimeni neputând să-și impună, singurul lucru pe care are la dispoziție este argumentul. Deci să argumentezi de ce tu consideri că cineva a încălcat legea, iar altul să-ți argumenteze de ce el crede că nu s-a întâmplat acest lucru. Sau de ce tu consideri că este o abatere gravă și merită o amendă mare și celălalt îți va spune, stai că nu e chiar atât de grav. Și e, dacă vreți, un exercițiu democratic până la urmă. Așa se poate întâmpla. Pe de altă parte, nici nu poți da unui om puterea de a da din pix amenzi, pentru că oricât de bun și de bine intenționat ar fi omul ăla, va fi supus greșelii. Și la un moment dat, din vari motive, poate s-a trezit prost dimineața, poate nu-i plăcea moderatorul X de acum 10 ani, fără să conștientizeze neapărat, va fi părtinitor. Așa, asta e, câteodată nu ajungem la un numitor comun, de cele mai multe ori o facem. Îmbucurător este că aproape întotdeauna cădem de acord că s-a greșit, aproape întotdeauna. Problema e atunci când stabilim sancțiunea. Acolo sunt mai mult discuții, dar în principiu, de obicei, suntem pe aceeași linie, s-a greșit. Mai grav, mai puțin grav. Au fost unele cazuri în care n-am fost. De exemplu, anul trecut, cazul cu fata violată de la Vaslui, în care nu. Deci nu s-a ajuns la nicio, la un numitor comun, pentru că eu, de exemplu, am fost unul dintre cei care am fost convins că nu s-a greșit. Din punct de vedere al legii, să ne înțelegem, nu moral, nu, că noi acolo nu suntem chemați să judecăm. Morala cui? Etica... De unde acea etică? Ci pe baza legii. Eu pe baza legii am considerat că nu s-a greșit, nu s-a încălcat acea lege. Și atunci n-am putut să votez o sancțiune sub nicio formă, nici mică, nici mare, pentru că n-am considerat. Au mai fost, dar foarte puține cazuri. Repet, în general, suntem de acord că s-a greșit. Vorbim despre o lege veche, de foarte 13 ani, 14 ani, 14. 2002. Da. Mai răspunde ea cerințelor? Foarte puțin. Foarte puțin, dar sigur, e firesc. Vă spuneam mai devreme că eu nu-mi imaginam cum va fi televiziunea, cu atât mai puțin un deputat în 2002 nu și-ar fi imaginat, el nu știa cum e televiziunea nici atunci, dar aminte în, cum va fi în 2016. Deci n-avea cum să gândească legea asta pentru viitor. Ea trebuie adusă rapid, nu în prezent, ci în viitorul apropiat, pentru că nici nu poți să o schimbi în fiecare an. E o lege importantă. Nu poți să o schimbi în fiecare an. De aceea, acum, când sper eu viitorul Parlament totuși își va lua inima în dinți și o va modifica, să o gândească pentru viitor și pentru noile provocări la care va trebui să facă față mass media românească, și anume internetul. Volatilitatea asta a spectatorilor, care foarte ușor se mută dintr-o parte în alta, foarte ușor îți abandonează ecranul televizorului ca să se uite pe Facebook sau își bagă în ureche casca, dacă nu-i place la radio, hâța mutat, își pune el în MP3-ul, deci nu. Sunt niște provocări la care industria va trebui să răspundă, iar legiuitorul și CNA-ul vor trebui să gândească o strategie pentru a sprijini această industrie să existe în continuare și să se adapteze. Țineți cont atunci când aplicați o sancțiune, o amendă, dacă e vorba de o televiziune națională, una regională, pentru același tip de... Mă obligă și legea. Da. Deci legea mă obligă să iau în calcul impactul pe care un derapaj îl are, iar impactul se calculează în funcție de audiența pe care îl are un post. Nu pot să amendez, hai să spunem, un cuvânt trivial într-o emisiune aici, la un post local, la care are, nici nu știm câți, că nu sunteți măsurați în audiență, dar hai să spunem că aveți 2000-3000 de telespectatori în acel moment, cu un cuvânt trivial într-o emisiune care, pe numărate, are 400.000 de... Nu se poate. Pe de altă parte, nici nu putem să ignorăm, indiferent cât de mic este postul, responsabilitatea e aceeași. Nici nu poți, adică prima dată să spunem că mult mai ușor se dă o somație unui post local și pe ideea că dacă îi dai o amendă de 10.000,
ei nenorocit bugetul pe câteva luni. Și atunci sperăm și de obicei așa se întâmplă, de obicei posturile locale e suficient o somație ca să încerce pe viitor, să, că e un semnal de alarmă puternic pentru ei, iar ei nu-și pot face calculul așa cum și-l fac cei de la centru. Dom'le, câți bani intră din publicitate, cum se poate așa. Și atunci un semnal de ăsta e suficient ca a doua oară să nu se mai întâmple. Sunt posturi și locale unde se întâmplă și unde se ajunge la amenzi serioase, pentru că perseverează în greșeală. Și deja acolo nu mai poți considera o simplă greșeală, ci este reavoință. Deci tu chiar, pe tine chiar nu te interesează că greșești, pentru că probabil îți obții banii ăia de amendă din altă parte. Pe mine nu mă interesează, pe mine mă interesează să nu încalci legea. Dar se ține cont, se ține cont și dacă vreți de specificul televiziunii, de specificul emisiunii. Se ține cont de multe lucruri, de antecedente. Dacă un moderator, un realizator nu calcă pe bec în fiecare zi sau plus că eu am acest avantaj lucrând în televiziune și eu știu ce înseamnă și să ai producător care să-ți țipe în cască și să fie o nebunie în studio și tu să trebuiască să vorbești cu omul de lângă tine ca și când ai fi pe o pajiște. Deci știu ce înseamnă lucrurile astea. Știu că poți să greșești fără să vrei, din grabă, din neatenție, din stres, din tensiune, din știu ce înseamnă să te duci la un accident, să transmiți în direct de acolo, de la colectiv, adică eu pot să înțeleg lucrurile astea și îmi dau seama când acel derapaj, cum îl numesc eu, este o greșeală care nu se va mai repeta. Trebuie sancționată, dar e o greșeală față de, dacă vreți, reaua voință și greșeala asumată, adică omul știe foarte bine că face prost ceea ce face, știe foarte bine că riscă o amendă de la CNA și totuși face din vari motive. Ei, eu acolo sunt foarte intransigent, că nu-mi place chestia asta. Dom'le, sunt un mod realizator, de exemplu, care invită același personaj 7 zile la rând și în toate cele 7 zile fac circ. Și ei îmi spun că domnul Hegel, dar noastră știți cum e în direct, că e foarte greu să-l ții, nu poți, îi mai scapă până sari tu să-i tai microfonul. Și îi spun, da, știu, dacă făceai odată. Deci dacă asta se întâmpla în prima emisiune, credeam, atât din cât tu l-ai invitat de 7 ori. Ți-a plăcut. Înseamnă că de asta l-ai chemat, ca să continue ceea ce a făcut în prima. Acum, nu suntem copii, da? Deci prima dată, eu știu, da, am avut experiența unui Vadim Tudor în studio, care era foarte greu de strunit și până apucai tu să-l oprești, el turuia o gogomănie despre nu știu cine l-a acuzat de spionaj și tu riscai să-ți iei amendă de la CNA. Deci știu ce înseamnă lucrul ăsta. Pe de altă parte, știu și ce înseamnă să nu perseverezi și să îți iei măsurile pentru a nu repeta lucrul ăsta. Deci se iau în calcul foarte multe lucruri atunci când se stabilește o amendă, încă o dată, pentru că nimănui să știți că nu-i face plăcere să dicteze o amendă. Adică nu e o plăcere a mea, vai, am dat o amendă, și ce, mie nu-mi crește salariul, deci nu, banii aia nu se duc la CNA. Și atunci încerc pe cât posibil să țin cont de toate aceste elemente, în așa fel încât amenda să nu fie doar o pedeapsă, să fie un stimulent de a nu mai face altă dată la fel. Dacă îmi permiteți, ați vorbit de Corneliu Vadim Tudor. Care a fost cel mai dificil invitat pe care l-ați avut în emisiunile dumneavoastră? Am avut câțiva invitați dificili, dar nu pentru că nu puteam eu să-i țin în frâu, ci dificil pentru că era foarte greu să scoți ceva de la ei. O să vă dau un exemplu. Fostul lider al țărăniștilor, Diaconescu, care era un om de toată isprava și care a avut o viață extrem de interesantă. Omul nu era capabil să povestească. Și dacă de obicei eu când îmi pregăteam emisiunile, sigur, ca orice moderator, îmi pregăteam un set de întrebări. Mă uitam în CV-ul respectiv și îmi pregăteam un set de întrebări. Rare ori ajungeam la jumătate. Pentru că în cursul discuției apăreau alte subiecte, mergeam în altă direcție, nu stăteam să... Stai că eu mi-am notat întrebarea, dar indiferent ce ai spus tu, stai că eu am altceva pe rol. Se termina emisiunea cu frustrarea că, câte întrebări nu i-am pus. Cu Diaconescu... Sunt în acest prag în curând, în 5 minute încheiem emisiunea. Deci toate întrebările s-au terminat în primul sfert de oră. Deci nu mai știam ce să-l întreb. Pentru că îl întrebasem tot despre viață. Deci tot ce credeam eu din CV că va fi o poveste interesantă. Numai cum răspundea monosilabic. Cum a fost în închisoare? Rău, n-a fost. Și totuși, s-a întâmplat ceva? Nu, adică omul nu era. Nu, cum să... Deși... Și la jumătatea emisiunii, după un sfert de oră, am zis, ce fac acum?
Cel mai întreb, că nici nu sunt genul ăla să pun întrebări și unde ați fost astă vară, în vacanță, deci nici nu merge. Și am reluat unele din întrebări, încercând să, sub o altă formă, încercând să obțin... Deci cam ăsta a fost. Am mai avut invitați dificili, dar în ce sens? De exemplu, Adrian Păunescu este un invitat dificil. Era și el, fii țărna ușoare, dar era un invitat dificil. De ce? Pentru că el îți spunea în față, dacă îi puneai o întrebare și spunea... Asta este o întrebare prostească, domnule Hergeu. Iar eu tot interviul mi-a fost foarte teamă și am fost foarte... Să nu cumva să-mi spună că se ducea naibii tot interviul, să nu cumva să-mi spună asta e o prostie ce mă întrebați sau cum puteți să mă întrebați așa ceva. Genul acesta de dificil. Altfel, repet, să nu pot să-i țin în frâu, cel mai dificil era Vadim. Adică el era... Dar cu mine întotdeauna probabil că a avut un gen de respect. N-a sărit niciodată calul, iar în momentul în care mă vedea că mă tensionez puțin în ideea în care gata, hai să punem punct, să mergem într-o altă direcție, se oprea. Ceea ce eu am apreciat, pentru că înțelegea care trebuie să fie dinamica invitat-moderator, adică niciunul nu-i șef, niciunul nu-i subordonat, ci sunt doi parteneri de dialog. Mulți invitați sau mulți moderatori nu înțeleg treaba asta și încearcă să se erigeze în liderii acelei discuții. Nu, e un dialog. Și nu trebuie să aibă niciunul dintre ei trebuie să fie liderul discuției, cu atât mai puțin moderatorul. Adică moderatorul, de asta și spune nume de moderator. El trebuie să modereze între invitat și telespectator. Nu e el șeful, n-a venit la el în casă să-l trateze el pe invitat. Da, în sfârșit. Chiar dacă pare dură trecerea, pentru că mai e foarte puțin timp, am o mare curiozitate. Vorbeați în emisiunile la care ați fost prezent... anii trecuți și anul acesta despre o piesă de teatru despre televiziune. A apărut? Ce mai știm despre ea? Deci eu am scris-o, am reușit să o scriu. Din păcate însă eu am trimis-o la teatre. Am primit de la câteva un feedback extrem de pozitiv, de exemplu de la Teatrul Național din Cluj, dar a fost un feedback deocamdată la nivel de apreciere a calității piesei. Însă certitudinea că ea va fi pusă în, cel puțin pusă în scenă la Petroșani, la Ide Sârbu, la teatru de acolo, în iarna acestui an. Deci acolo știu deja, știu și regizorul, deci știu că va fi pusă în scenă. Eu sper că se va întâmpla și în altă parte, pentru că este o piesă extrem de actuală despre televiziune. Este un fel de comedie care va plăcea foarte mult celor care cărora nu le place ce se întâmplă astăzi în televiziune și vor vedea tratate aceste defecte într-o notă comică până la un punct. Eu sper să se... Încă o dată, da, mai mult de atâta, foarte mulți directori de teatre mi-au spus, domnule, eu știu, ar trebui să găsiți un regizor, că noi așa lucrăm, vine regizorul să propună. Eu nu cunosc, adică eu cunosc puțin regizori. Mulți dintre ei trecuți de o anumită vârstă, nici nu mai sunt în activitate. Deci n-am genul acesta de relații, nu l-am avut să mă duc la un prieten și spun, ia, punem și mie în scenă piesa. Și atunci speranța mea este că totuși cineva dintr-un teatru va da peste piesă, așa cum s-a întâmplat cu autorul acum 3 ani, pe nepusă masă, la 7 ani după ce o scrisese, mă trezesc cu telefon de la două teatre care descoperiseră piesa și care îmi spuneau, nici măcar nu m-au întrebat dacă vreau să o pun în scenă, ceea ce nu era cazul, că sigur că de asta scrie o piesă acum, să ne înțelegem. Nu scrie nimeni o piesă ca să-și ceară cineva permisiunea să ți-o pună în piesă. Nu cumva ați vrea să o pun. Sigur că de asta am scris-o. Deci două teatre la diferență de 5 luni care mi-au spus, domnul Hejov, vom pune în scenă autorul. Motiv pentru care am fost stimulat să mă reapuc de scris și să o termin pe aceasta cu televiziunea. Repet, sper să vadă lumina scenei în cât mai multe locuri din țară. Ne dorim să o vedem și noi la Bistrița, poate adusă de un teatru mare, teatru n-avem. Și eu sper. Mi-aș dori să pot eu să fac o trupă de teatru, sincer să fiu. Nu neapărat pentru piesele mele, dar mi-aș dori să fac o trupă de teatru, mai ales cu tineri, și să merg cu ea prin țară, în zonele unde nu există teatre și unde, din păcate, accesul la evenimente culturale e destul de restrâns. Unde vă regăsiți? În calitatea de jurnalist, de dramaturg, de poet, de membru CNA? În toate. Sincer, nu e un răspuns de formă, de fapt e invers. Toate aceste lucruri pe care eu le-am făcut în viață sunt manifestări ale mele. Deci au ieșit din nevoia mea de a comunica. Și atunci am găsit diferite căi.
Da? Televiziunea a fost una dintre ele. Scrisul de versuri a fost unul dintre ele. Dramaturgia la fel. Radio a fost un alt mod de a comunica. Să predau a fost un alt mod de a comunica. Deci nevoia asta a mea stringentă, pe care o am și acum, după cum se vede, vorbesc non-stop, de a comunica, de a transmite anumite lucruri, a găsit diferite canale de manifestare. Așa s-a ajuns la ele. Mi-aș dori să pot să fac, să cânt, mi-aș fi dorit să pot să comunic și prin cântat. Mi-aș fi dorit să pot să comunic prin toate felurile posibile, să pictez, să transmit oamenilor. N-am. Pentru asta îți mai trebuie și talent, nu doar să fii bun la dat din gură. Deci mă regăsesc în toate și în toate dintre ele se regăsește ceva din mine. Oricine, de exemplu, dacă ia și îmi citește toate cele 8 cărți, indiferent că una e despre televiziune, una e cu versuri, una e cu dramaturgie, una e cu interviuri, va găsi câte ceva din mine în toate acele cărți. În interviurile pe care acum am ajuns să le dau, nu să le iau, în tot ceea ce spun, chiar dacă vorbesc despre CNA, eu vorbesc de fapt și despre mine și despre lucrurile în care eu cred, pentru că mi se pare absolut firesc. Atunci vă întreb altfel, care v-a adus cele mai mari satisfacții? Profesionale radio, emisiunea nouă ne pasă de la Radio Romantic, mi-a adus cele mai multe satisfacții profesionale, urmate de interviurile de la Printre Rânduri pe care le-am făcut și în care am avut șansa extraordinară de a vorbi cu oameni pe care în adolescență îi admiram extraordinar. Ileana Vulpescu, Paller, Păunescu, Eugen Simion, deci oameni pe care nu imaginam vreodată, nu că nu o să ajung să îi întâlnesc, ci că voi putea vorbi așa ca de la egal la egal și îmi vor răspunde indiferent la ce întrebare vreau eu să le pun. Adică pentru mine a fost, pentru tânărul de 25-26 de ani să întâlnească cu Octavian Paller și să poată să-mi întrebe ce vrea el, ce l-ar fi întrebat la 16 ani când a citit Viața pe un peron și să fie tratat cu foarte mult respect și cu simpatie de către un om ca Octavian Paller pentru mine, și eu doresc tuturor celor care lucrează în presă să aibă parte de aceste întâlniri cu oamenii pe care i-au admirat când erau adolescenți și tineri. Iar în viață, satisfacții foarte mari mi-a adus activitatea din ONG-ul Cultural pentru Tineri și organizarea Licartului, mă rog, a Festivalului Național de Arte pentru Liceni, pentru că am ocazia să păstrez contactul cu elitele liceenilor din România, adică acei tineri care nu se mulțumesc cu puțin, care vor mai mult de la ei, care vor să dea mai mult celorlalți prin fotografie sau prin poezie sau prin teatru pe vremuri, și întâlnindu-mă cu ei, stând cu ei și în tabăra de creație, îmi încarc și eu bateriile, pentru că am senzația că încă mai merită făcut ceva, încă mai există o speranță ca lucrurile pe care le faci pentru ceilalți să nu se piardă undeva în neant. Vorbim despre emisiunile care îți aduc lucruri pozitive datorită oamenilor pe care îi întâlnești. Vă mulțumesc pentru asta. Mulțumesc. Și pentru orele de la facultate care ne-au adus multe informații utile în muncii noastre de acum. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Vă aștept în turul 2 la Bistrița să stăm de vorba despre evoluția televiziunii și despre multe alte subiecte pe care le-am abordat. Ar fi trebuit să ajung la Bistrița în zonă de mult, pentru că bunicul meu se trage de la Poiana Blenchi, de lângă Beclean, și încă mai am rude și în Bistrița, rude pe care nu le-am văzut niciodată. Și în Bistrița, și în Dej, și la Zalău, și la Beclean, urmașii fraților și surorilor bunicului meu, deci trebuie la un moment dat să ajung, să-i și cunosc, să și stau cu ei, și atunci probabil voi fi în vacanță și voi avea mai mult timp și să mă reîntâlnesc cu oamenii pe care acum i-am văzut în interes de serviciu, să spunem. Un motiv în plus. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență. Doamnelor, domnilor, urmași de jurnalul ASTV, rămâneți cu noi.